Aici, pe dealurile line ale Moldovei, în acest ținut de vis, și-au găsit armenii loc de ocrotire încă din secolul al X-lea. Cu rădăcinile frânte în Orientul îndepărtat, ei au avut puterea de a renaște pe orice meleaguri au ajuns, pentru a-și duce mai departe drumul sacru și neștiut, lăsat lor de bunul Dumnezeu. Se spune că doi frați armeni, Donavac, negustori de turme de vite, au poposit la poalele acestui deal cândva prin secolul al XVI-lea, în drum spre târgul de la Beci, Budapesta. Și în timpul nopții, au visat pe Maica Domnului și au auzit îngerii cântând. Au promis atunci că de vor avea câștig din negustoria lor, vor ridica pe coama acestui deal o mănăstire dedicată Maicii Domnului. Aproape de granița de nord a țării, la doar 2000 de Suceava, a fost înfăptuită una dintre cele mai frumoase, mai hăruite și mai gingașe mănăstiri din toată țara Moldovei. Hachgadar. Înainte, pe coama dealului, ar fi existat un lăcaș de rugăciune, se pare ocrotit cu moaște sfinte, și o cruce sfântă de piatră, de unde și numele de Hachgadar, cruce pe colină. În acest lăcaș ridicat de armeni, vin oameni de pe tot întinsul lumii să-și depună rugăciunile scrise pe bilețele, adresate direct lui Dumnezeu prin grabnica mijlocirea Maicii Domnului. Și au o nădejde că le va fi realizată dorința. Speranța este aceea care dă vieții sens, cea care ne poate face să ne înălțăm dincolo de durerile omenești obișnuite, să străbatem pământul în lung și în lat, în căutarea destinului nostru. Este singura care ne poate face să trecem prin foame, prin boală, prin moarte, pentru a renaște dincolo de ele. Conform unui obicei străvechi armenesc, oamenii care au nevoie aprigă de ajutorul lui Dumnezeu urcă în genunchi dealul acestor mănăstiri ridicate spre cer și fac în conjurul bisericii tot în genunchi, rugându-se adânc pe tot timpul acestui pelerinaj. Hachgadar este una dintre aceste mănăstiri. Poate doar așa s-ar putea explica sfințenia aparte pe care o simte orice credincios în preajma acestei mici coline. Sinceritatea și forța rugăciunilor, pasiunea cu care sunt spuse în șoaptă, fac din acest loc unul cu totul special, sfânt prin puterea oamenilor de a crede, sfânt prin puterea lui Dumnezeu de a vindeca, sfânt prin El însuși. Rugăciunile pe care le ridică oamenii simpli spre Dumnezeu din acest loc, despre durerile lor, despre neîmplinirile lor, despre iubirile lor neostoite, pentru sănătatea celor apropiați, pentru belșugul familiei, se ridică în jurul acestei mănăstiri ca un zid de cetate în fața deziluziilor acestei lumi. Ca orice în această lume, nimic nu scapă însă de puterea de distrugere a timpului. Au trecut 500 de ani de când zidurile acestei biserici au fost ridicate pentru a primi între ele oameni cu credință, oamenii cu nevoie de Dumnezeu, oameni cu suflet bun. Nimic nu este însă mai dureros, mai distrugător sufletește, decât năruirea mănăstirii sfinte, locul de alinare al oamenilor pentru cele mai chinuitoare temeri ale lor. Mănăstirea Hachgadar
era pe cale de a fi înghițită de lipsa de dorințe, de lipsa de umanitate a secolului în care trăim. Era să fie zdrobită sub indiferența și neputința oamenilor de a mai crede în minuni. Zidurile și-au pierdut trăinicia, ornamentele inițiale ale mănăstirii deveneau de nerecunoscut și greu de observat sub stratul gros de fum de lumânări, de praf, de nepăsare. Picturile au fost acoperite de un strat întunecat și li s-au degradat culorile. Doar o mână de oameni au continuat să creadă și să aibă tăria și speranța de a readuce lumina în această biserică. Biserica arăta cu totul ca o rană vie a delăsării oamenilor, ca și cum ar fi spus din toată ființa ei, din toată sfințenia ei, nimeni nu mai are nevoie de miracole. Până și imaginea Sfintei Marame cu chipul Mântuitorului, trimisă regelui armean Abgar la rugămintea acestuia, a rămas mută și întunecată pe pereții Hajgadarului. Oamenii nu mai au nevoie de o biserică veche de 5 secole. Suntem în plină modernitate. Putem asculta slujba și la televizor. Vă puteți pune dorințele și în timp ce vorbiți la telefonul mobil. Puteți să vă rugați lui Dumnezeu și atunci când sunteți în mașină. Dar Iisus există. Și sacrificiul din iubire și pentru iubire va dăinui dincolo de veacuri, dincolo de timp, dincolo de orice prăbușire prin puterea Lui unică de a reînvia. Privirea Lui de dincolo de secole ne însoțește cu durere, cu sacrificiu, cu iubire și cu speranță, plin de speranță. Iar cei care dau viață mereu credinței lui Iisus și bunului Dumnezeu suntem noi. Noi, oamenii simpli, care îi lăsăm pe aceștia să pătrundă în sufletele noastre atunci când ne bucurăm din plin sau atunci când durerea ne face să ne chercim la pământ într-o ultimă rugăciune chinuită. Hajgadar rămâne pentru oamenii cu dragoste de Dumnezeu o ultimă speranță. Pentru sănătate, pentru iubire neîmplinită, pentru unirea familiei, pentru viitorul copiilor. Întreaga mănăstire se pregătea parcă pentru aniversarea celor 500 de ani de rugăciuni, de credință, de minuni realizate pe acest pământ. Atunci când a venit prea fericitul catolicos al tuturor armenilor care chin al doilea în țară ca să sfințească Hajgadarul, s-a oprit întâi la Biserica Armenească a Comunității din București. A fost mai mult decât o sărbătoare națională a armenilor. Toată organizarea, toată munca comunității și a bisericii deopotrivă pentru a aduce oaspeți din toate colțurile lumii în același timp a fost încununată de succes în această zi fierbinte de august, când cel mai înalt prelat al armenilor de pretutindeni s-a oprit la Biserica Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Catolicosul tuturor armenilor, care chin al doilea, a studiat la seminarul teologic Gheorghean din Echmiadzin, unde a fost consacrat episcop, și tot aici a devenit catolicosul tuturor armenilor în anul 1999. Karekin a avut un rol important în a ajuta oamenii după marele cutremur din Armenie. A
susținut construcția nenumărate biserici și școli în Armenia și a încurajat de asemenea răspândirea mijloacelor moderne de comunicare în cadrul bisericilor pentru a înlesni realizarea în timpul prezent a proiectelor ecleziastice. A avut relații bune atât cu Papa Ioan Paul al II-lea, cât și cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu din Istanbul. Atunci când catolicosul a fost invitat în Turcia, a luat cuvântul pentru recunoașterea genocidului armean de către autoritățile turce. A împins relațiile ecleziastice ale Bisericii Apostolice Armene pe toate continentele, din Asia și până în America, din Europa Centrală până în India. Preasfinția sa, episcopul Datef Hagopian, a deschis slujba închinată catolicosului Karekin al II-lea. Întreaga comunitate armenească din București, precum și invitați de seamă și apropiați ai culturii armene, au fost prezenți în această slujbă, susținută de Karekin al II-lea în România. Slujba de atunci a fost prilej de bucurie spirituală și sufletească, a fost prilej de întâlnire al unor personalități culturale și politice de certă valoare. Președintele Emil Constantinescu, Victor Opaschi, Irina Cajal, președintele Varujan Vosganian, excelența sa Hamlet Gasparian și mulți alți oaspeți, figuri politice sau sociale importante ale momentului au venit să-l întâlnească pe înaltul prelat. Între fețele bisericești invitate la această slujbă, precum și mai departe la ternosirea mănăstirii Hajgadar, au fost episcopii eparhi din Statele Unite, Rusia, Germania și Bulgaria. Între aceștia au fost invitați cu mult drag binefăcătorii bisericii Hajgadar, în primul rând Ica și Hagop Kuyumjian, precum și familiile și prietenii acestora veniți tocmai de peste ocean, cu copii, cu nepoți, așa cum le este bine familiilor armenești să sărbătorească cei 500 de ani de la ridicarea mănăstirii Hajgadar de pe Sfânta Colină. Părintele Baronian, arhimandritul de suflet al comunității armenești, cel ce cunoaște toate familiile din grija sa, a fost cel care a introdus pe catolicosul Karekin al II-lea. Noi, fiii dragi ai Sfintei și Apostolicei Bisericii Armene, am sosit cu toți preoți și popor pentru a-i ura împreună bun venit. Sancti de Soare! Asoham parehaci cam com, ai țelene înțez, ai rabedagan cu cheam zărați de lu, zer azgană mirumie, e pierdeța nu mirumii vochim. Հատուսելու բարե պաշտայորդիներին, որ շարնակեք նույն մախանձախնդության և աստվածահաճոն կացքով, որպես արժանավոր քաղաքացիներ Ռումինիո օրդնյալ այս երկրի, բարեզարդել կյանքը ձեր ռումինահայ համայնքի և միշտ ու բարոր պահել պահպանել Ռումինիո իր ամենը. Armenii au atâtea de iertat, au atâtea de dorit de la divinitate, recunoaștere, dreptate, împăcare. Lumânările ce aduc gândurile lor mai aproape de Dumnezeu strălucesc ca un șir de lacrimi ridicate spre cer, ca un izvor viu de durere, de rugăciune, de speranță. Եվ ձեր հայրենի կերտացնային արժեքները այսօր ոգեշնչում և զորացնում են ձեզ, ժենացնելու թեմական և... Ռեպրեզենտանցի Բիսերիչի Գրեկո-Կատոլիչը շի Ռոմանո-Կատոլիչը, ռեպրեզենտանտուլ Բիսերիչի Կոպտը, au ասիստատ լաս լուժբա շի կուվնտարա չելի մայ մարը ռեպրեզենտանտալ Բիսերիչ Ապոստոլիչ Արմենը դին լումեն տրագը. Արտերը
Ștornerie vor duce al mercor la jumătătim. E pahit, paițar, pahpanii. Ruminiu hai o stemă. Corșan naghinu s-a volet. Lui să zez. Araci marcat. Vorbisit estem, zel bari gorțeră. E zez. Aspaza hajo. Yanki Micho Paravoren Mer Yernavor Hor Orbisi Mish Slujba s-a terminat cu binecuvântarea credincioșilor de toate națiile aflați în biserică și binecuvântarea relațiilor între popoarele armean și cel român. Rugăciunea Hairmer a adus, ca întotdeauna, o certificare a semnului divin peste toți cei aflați în Biserica Armenească din București. Alt moment greu al tuturor armenilor, fie că sunt din țară sau din diasporă, este comemorarea victimelor genocidului din 1915. Nu există un moment important al comunității în care să nu fie un gând aparte spre acești oameni care au plătit cu sânge nevinovat neînțelegerile între religii. Sunt victime ale unor principii politice necruțătoare împinse împotriva principiilor umanității. Într-un semn dincolo de înțelegerea noastră, 500 de ani de la ridicarea mănăstirii Hajgadar coincide cu 500 de ani de la prima carte religioasă tipărită în limba armeană. Acest popor a fost în continuu educat într-o strânsă legătură între credință și cultură. Sacrificiile mari ale unui neam creează fondul cultural, rădăcinile gândurilor și a sentimentelor lor. Armenii au găsit în adâncul istoriei neamului lor puterea de creație, forța de a ridica la grad de simbol sacrificiile proprii, temeinicia unui neam ce se încăpățânează să supraviețuiască prin credință, prin familie, prin cultură. Aniversarea 500 de ani de tipar armenesc își găsește reflectarea pe pământul românesc. Aș putea spune că tiparul armenesc și contribuția scriitorilor de origine armeană pot ele însele să constituie o adevărată istorie a culturii și literaturii pe acest pământ. Aici se găsesc manuscrise din Evul Mediu. Se găsesc câteva dintre cele mai prețioase tipărituri armenești din lume, cum ar fi faimoasa Biblie de la Amsterdam, de la 1666, din care în întreaga lume nu se mai găsesc decât 5 exemplare. Trebuie să vă spun că o parte importantă
acestor cărți a fost deja trimisă, după război, în Armenia. Ceea ce vedeți aici este ceea ce am reușit să salvăm după ce această clădire a fost timp de zeci de ani preluată de statul român și dată altor destinații. Marea importanță acestei expoziții este că ea semnifică lupta pentru supraviețuire a identității și culturii armene. Și faptul că astăzi, prin îngrijirea Bisericii Armene din România, personal a Preasfinției sale Dateva Copian, episcopul nostru, a custozilor armeni în decursul vremurilor și prin prezența sanctității sale Caretin al II-lea, noi vă prezentăm această expoziție, este expresia cea mai clară a faptului că, iată, comunitatea armeană a reușit să dăinuie pe acest pământ. Aș vrea să adaug la ceea ce vedeți contribuția scriitorilor armeni care au scris în limba română, creatori de școală română, de la Gheorghe Asachi și până la Garabeti Brăileanu. Și aș vrea să încep cu Agop Giololian Siruni și Harutyun Hântirian, primii traducători ai lui Eminescu în limba armeană. Siruni a tradus Luceafărul, iar Harutyun Hântirian a tradus Memento Mori. Iar astăzi avem pe doamna Madeleine Caracașian și pe Sergiu Selian, care au tradus literatura armeană contemporană în România. Și nu în ultimul rând, aș vrea să adaug despre personajele de origine armeană din literatura română. De la familia Potcoavă, descrisă de Mihai Sadoveanu, până la personajele din dramaturgia lui Barbu Ștefărescu de la Vrancea, din proza lui George Călinescu sau lui Ariet Ivon Ștal, și aș mai adăuga pe Tinca Vartic, cea care pregătea sarmalele și alivenci pentru Ion Creangă și pentru Mihai Eminescu. Suntem într-un templu armenesc, aici în inima Bucureștiului, în care în mic găsim toată istoria culturii armene din perioada Evului Mediu și din perioada modernă, și ne bucurăm că inaugurarea se face în prezența unuia dintre ctitorii de astăzi ai Bisericii și culturii armene, Sanctitatea sa Caretin al II-lea, a cărui trudă de a construi o bibliotecă pentru manuscrisele armenești și de a propovădui cultura armeană, ați văzut-o în filmul care a fost deja prezentat. Astfel încât, sanctitatea voastră, aici armenii nu doar au supraviețuit, armenii au creat. Familiile reunite din America, armeni de peste ocean, armeni din toate țările, vin la Hadj Gadar pentru a regăsi o mănăstire sfântă, ridicată în 1512 și reconsolidată de armeni în 2012, 500 de ani mai târziu, înspre slava credinței și a bunului Dumnezeu. Familia Kuyumjian, Ica și Hagop sunt cei care au avut într-un gând, ca o minune,
refacerea mănăstirii Hajgadar. Iar cel care a pus în practică atât conceptual, cât și ca organizare tot proiectul, consolidarea clădirii, conservarea și restaurarea picturilor murale și icoanelor, a fost Haik Azarian. A fost o muncă de 5 ani de zile, încununată de sprijinul divin și terminată în preziua sărbătorii mari de la Hajgadar. Dincolo de granițe geografice, dincolo de granițe sociale, dincolo de limba în care se fac, ceea ce a unit, unește în prezent și va uni peste tot timpul sufletele oamenilor, este rugăciunea făcută cu credință. Pe spațiul curții din Hajgadar, pare că se împletesc aceste rugăciuni venite din inimă, din gând, făcute în toate limbile pământului, la orice vârstă, pentru orice doare în acele clipe. Dar curtea Hajgadarului este nu numai un loc de rugăciuni profunde, ci și un loc unde oamenii vin să mulțumească Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului pentru realizările lor și vin să se bucure că au fost ajutați de forța divină. Fiecare dintre noi are o rugăminte mare ce îi apasă sufletul. La Hajgadar, energia bună a locului vine de la aceste rugăciuni pornite din durere. Rugăciunea voastră, care ar putea fi? Numiți-o și poate să vă împlini prin grabnica mijlocire a Maicii Domnului și voia Bunului Dumnezeu. Un alt moment important al sărbătorii de Sfânta Maria este acel al sfințirii bucatelor ce se pregătesc strict numai cu o seară înainte de sărbătoare pentru a fi împărțite oamenilor. Înainte vreme, acest obicei denumit matah pregătea bucate ce erau date oamenilor nevoiași. Acum se face un praznic mare și toți cei care vin la Hajgadar
au bucuria de a se delecta cu bunătăți armenești tradiționale, făcute cu suflet și bunăvoie. Armenii sunt un popor încercat de Dumnezeu, un popor cu destin potrivnic încă de când se nasc pe alte pământuri decât cele ale neamului lor. Un popor bătut de vânturile sorții și aruncat în toate colțurile lumii. Dar, poate tocmai din acest motiv al suferinței lor ancestrale, tocmai din motivul sacrificiilor la care au fost supuși din totdeauna, armenii au învățat să plângă atunci când viața le cere, să aibă puterea de a se ridica după fiecare pierdere, dar și să-și găsească în firea lor nesfârșita putere de a se bucura de viață, de frumusețea ei, de motivele nenumărate de mulțumire pe care Dumnezeu le oferă oamenilor atunci când este pace, când familia este unită, când afacerile merg înainte. Iar această sărbătoare de Sfânta Maria, hramul bisericii din Hajgadar și a nenumărate biserici armenești de pe întinsul întregii lumi, este o bucurie a recunoașterii vieții. Răul apare pe pământ nu din necesitatea echilibrului, ci din lipsa lui Dumnezeu în gândurile oamenilor. Dumnezeu de la Hajgadar este bun, milos, limpede ca o apă de izvor, senin ca cerul de vară, și de aici El pare să nu lipsească niciodată. Dumnezeu înconjură acest pământ parcă sfințit, unde poate exista iar încredere, dragoste adevărată, blândețe, caritate, grijă umană fără gânduri ascunse. Biserica ridicată spre cer își așteaptă enoriașii pentru marea sărbătoare de mâine. Indiferent dacă recunoaștem sau nu, dacă acceptăm doar sau îmbrățișăm cu tot sufletul, oamenii obișnuiți au nevoie de credința că sunt pe drumul bun, de blândețe, de principii, de dragoste, de înțelegere. Indiferent de cât ni se spune în media, în public, în școli, că lumea este rea, respingătoare, crudă, în forul interior al oamenilor există deschiderea spre frumos, spre iubire, spre încredere. Totul este să lăsăm această esență a umanității să existe, să o ajutăm să renască dacă a dispărut, să nu o negăm pentru ceilalți în cazul în care noi am pierdut-o. În ziua de Sfânta Maria Mare a anului lui Dumnezeu 6012 sau anul oamenilor 2012, după o perioadă de secetă de 3 luni de zile, a venit o ploaie molcomă ce a dus bucuria în sufletele tuturor enoriașilor, ca o speranță de împlinire a recoltei acelui an extrem de uscat. Umbrelele au început să urce dealul una câte una, căutându-și un loc cât mai aproape de slujbă, de catolicos, de bucuria acestei întâlniri. Indiferent unde ar sta, înăuntru, în zăpușoara spațiului devenit neîncăpător al bisericii, în amvon sau în curte, oamenii sunt deopotrivă pe micul deal sfânt de lângă Suceava și se găsesc în preajma lui Dumnezeu cel Bun,
al unui Dumnezeu îngăduitor, al unui Dumnezeu care ajută prin prezență și poate lovi doar prin absența Lui. Care dintre noi nu a avut niciodată de-a lungul vieții lacrimi în ochi în timp ce se ruga pentru îndeplinirea a ceva? Cine dintre noi nu a simțit durerea nesiguranței vieții, chinurile iubirii neîmpărtășite, sacrificiul despărțirilor, umilința și nedreptatea? Aici, la Hadj Gadar, reînvățăm să fim oameni, să salutăm simplu pe Dumnezeu ca pe un suflet mereu prezent lângă noi, să ne sprijinim dacă avem nevoie unul pe celălalt, să ne strângem mâna cu căldură umană, să ne servim cu o gură de apă proaspătă, dacă ne este sete. Oamenii au nevoie de cineva care să-i sprijine, nu atunci când le este bine, nu atunci când viața le merge din plin, ci mult mai mult atunci când nu-și găsesc drumul, atunci când sunt răsturnați de soartă și se adună din țărâne și nu știu pe ce cale să o apuce. Pentru că oamenii au învățat să fie zei și să se supere fără a mai lăsa portițe deschise spre sufletul lor, singurul care îi mai poate ajuta pe sărmani a rămas tot Dumnezeu. Aici oamenii vin spre spălarea păcatelor, spre îndurarea divină, spre regăsirea lor și al sensului profund al existenței, dragostea creștină. Ultimele pregătiri al unui mare sobor de înalți prelați se fac în această biserică, mare prin puterea ei de spirit, dar mică prin spațiul ei străvechi. Zidurile consolidate, picturile refăcute, altarul restaurat, sunt toate mult prea noi acum, comparativ cu renumele acestei mănăstiri. Este parcă o pregătire acum pentru următorii 500 de ani de rugăciuni ridicate spre cer, în acest loc resfințit. Este atât de bine să ai în sfârșit un sentiment de ocrotire,
de pace, de bună înțelegere, sentiment de belșug, de dragoste sfântă. Între icoanele făcătoare de minuni, între înaltele fețe bisericești, căile Domnului de comunicare spre oameni obișnuiți, sentimentul general este apropiat de acel al copilului înconjurat de mamă, de tată, de bunici și mătuși, cel căruia îi se oferă în sfârșit toată atenția, toată grija și toată ocrotirea atât de necesară unei vieți frumoase. Maica Domnului, îngerii cântând, oamenii rugându-se, pare ca un moment lăsat de Dumnezeu, rupt din lumea modernă a secolului 21, rupt de grabă, de ritm, de negare, de umilință zilnică, de toate lipsurile. În sfârșit, din nou, oameni și Dumnezeu.
În sfârșit, credincioșii s-au adunat în fața lui Dumnezeu la chemarea lui și îl urmează cu evlavie. Avem nevoie de un drum al vieții pe care să mergem încet, încet, să-l urmăm cu consecvență până la sfârșit. Porumbelul cu mir sfânt, semn al Duhului Sfânt, aduce lumina divină asupra acestui loc, iubit și ocrotit de Dumnezeu și de Maica Domnului. Oamenii au nevoie de rugăciune, de sfințirea, sinceritatea și forța de a învăța să se roage. În viață avem nevoie fiecare dintre noi de un loc unde să știm că ne putem întoarce la noi înșine. Un loc unde să putem fi adăpostiți dacă începe furtună, dacă e frig, dacă este rău. Un loc unde să ne adăpostim atunci când ne dispare încrederea în noi, dragostea, lumina inimii și a gândului drept. Această mănăstire este un astfel de loc lăsat de Dumnezeu și Maica Domnului și păstrat de-a lungul sutelor de ani, neîntinat. Un loc de regăsire a speranței.